Wow, domnule, ce apariție! Bun găsit, Oana Radu! Seara. Dacă mai aveți nevoie de lămuriri, o să vă ofer, da, lămuriri. Vreau să dau o singură lămurire, că nu sunt un personaj bărbătesc, este un stainic inspirat de Joker. Aia este un ok, dar personajul de la care te-ai inspirat este... Joker din Suicide Squad. Exact. Celălalt este portocaliu. Jared Leto, Joker din Suicide Squad. Te rog. Și e pictată de mine haina. Ia să vedem. Pe cuvânt, este trenciul albastru pe care l-am purtat într-o altă ediție și l-am pictat cu spray din acela de lemn. Jur, am... Ești foarte creativă. Am muncit foarte mult și peruca tot eu am făcut. Ești ceva de o creativitate rară. Mulțumesc. Mai lăsa mut. Mulțumesc. Îmi place. Bine, vedem cum apreciază jurații personajul tău și personalitatea ta presărată printre rânduri. Dea! Îmi place mult de tot, deși inițial mă gândeam la iubita Jokerului. După am înțeles și costumul și tot. Mi se pare că ți se potrivește mult de tot. Mulțumesc, dar vreau să știu, există ceva corect? Păi dacă am zis că îmi place, există, da. Dar există ceva ce nu-ți place de ea? Nu știu ce să zic. Să știu că nu mai lipiți țâțele cu scoci, voi am inițial, dar... Îmi place foarte mult accesorizarea, mult de tot. Și faptul că ai tatuaje, mă duci cu gândul la personaj. Bun, ce să zic, Oana? Te așteptai? Simt că seara asta voi rupe fâșul din Balon Zaid. Păi da, dar nu înainte de a afla părerea lor, Oana. Abia aștept. Sărbătorim după aceea, dacă e cazul, în fața juraților. Bonsoir, dragă. Nu înțeleg această recurență psihotică a acestor botinuțe, cizmițe elastice, care devin deja un trademark și este foarte ok, dar dacă nu participi la Bravo Ai Stil, adică cetățenele din fața ta ca jurate își pot, și jurați își pot permite să aibă un trademark, pentru că noi nu concurăm, dar voi concurând, nu poți să-mi vii luni în botiniță, marți, nu, miercuri botiniță, joi, este nu. Este prima oară când le port. Nu. Același tip de botiniță. Ce, cine spune chestia asta că n-am voie să port trademark? Cine spune că n-am voie eu să fiu un trademark? Poate eu vreau să inventez un model de cizmă și vin să-l promovez aici la Bravo Ai Stil. Dacă e, din punctul meu de vedere, și dacă este fashion și aprobat de niște... hai să nu zic designer, dacă e aprobat de niște oameni care fac niște styling-uri mari în lumea asta, domnul Muntăru mi-a spune că nu, n-ai voie tu să ai trademark, că tu ești concurentă. Eu nu sunt o simplă concurentă, eu sunt un artist care are voie să desfășoare cum vrea și cum dorește. Asta este tot? Ce anume? Este tot greșit, adică? N-am spus că este tot greșit, am spus că devine repetitiv în ceea ce te privește. Cămașa albă, ceva tip smoking și botiniță elastică neagră în picioare. Okay. Am înțeles, ți-ai făcut machiajul tip Joker, nici în personaj nu te regăsesc. Eu. O regăsesc? Eu! Acum că tu o regăsești... Oamenii care mă cunosc știu că mă regăsesc total. Nu te cunosc, fetiță, îmi pare rău, dar chiar nu te cunosc așa la modul ăla, că n-am cum. Încă o chestie care nu se apreciază în emisiunea asta, că e foarte ușor să împrumuți lucruri și eu vin cu niște lucruri care sunt din garderoba mea personală. Adică eu n-am venit niciodată nici cu gerzi luate, nici cu ceasuri împrumutate, nici cu diamante. Deci am venit, eu cred că despre asta este stilul, să vii să arăți ce ai tu, ce poți tu să oferi publicului. Mie mi s-a părut interpretarea foarte bună, accesorizarea îmi place la nebunie, gesturile și personalitatea ta se aseamănă cu cele personajului din Suicide Squad, repet, nu alt Joker din alte filme interpretați de alți actori. Jared Leto în Suicide Squad. Mi-a plăcut mult, mult ce ai făcut. Mulțumesc. Simple. Ain't no mercy. Da, eu pot să spun că nu, am regăsit-o tot pe Oana în mișcări și din păcate, adică tot ce ai făcut sunt mișcările tale frumoase, sexoase, pentru că tu ești sexoasă, dar nu am regăsit mișcările Jokerului, personajului. Iară ce nu suport eu și nu suport la o femeie, indiferent că intre sau nu într-un personaj, să se țină cu mâna de zona aceea și să imite bărbat. Păi oricum ea a fost destul de soft față de ce face Joker. Nu emană feminitate, emană altceva, mi se pare vulgar, dar... Dacă vrei să te duci către zona personajului, care oricum n-a fost din punctul meu de vedere, asta este. Dar și așa? Notele sunt, da, că acum trebuie să dăm și note. Mi-a căzut și cercelul. Na, da, ai nebunii uite-te. Complet în seara asta. E, uite, așa vreau eu să-i dau. Na, 4 plus 1, 5. 5. Cum? 5. 5.
Dar de ce ai mai serios? Pus un plus 1 acolo? Pentru că mi s-a părut că eu dat colegilotă prea mică și am zis să-i dau maxim, că mi-a plăcut de amune. Păi atunci mai scad eu unul. Mulțumesc. Nu fi cârcotă. Nu fi, bă, da, mori, scade, mai scade, scade, nu scade, dacă face de-asta aia cu noi. Mulțumesc. I-am văzut ce note de dusere și de-aia am pus de ce te uiți la noi și pomă faci de-asta? Mi se pare că e exagerat, aia nu era ținută de 5. De-aia am spus din timpul... i-am spus chiar în timp ce făcea chestia asta. Că aia nu mi s-a părut ținută de 5, performance de 5, orice vrei tu de 5. Nu mi s-a părut. Oana Radu îmi place mult, mult, mult. Repet, Joker este preferatul meu, unul din personajele mele preferate, all time favorite. Țiplă. Și piesa aleasă, accesoriile, totul mi-a plăcut.